Bună ziua! Bine ați venit la lecția de limba română pentru clasa a doua, prima lecție din anul acesta școlar. Lecția este din comunicare și se întinde pe aceste două pagini. Cred că toți elevii din clasa a doua lucrează din cartea aceasta. Încă o dată o arăt. Iar aceste două pagini vă rog să le copiați. Lecția noastră pentru clasa a doua, prima lecție din anul școlar, este prima zi de școală. Îți amintești cum a fost prima zi de școală? Povestește! Bineînțeles că fiecare dintre noi își amintește cu plăcere de prima zi de școală. O cetate minunată stă cu poarta descuiată. Ghici ce e! Dragii mei, această înregistrare are loc la sediul Centrului Educațional After School Joyful din București. Începem lectura textului. Prima zi de școală după Ionel Teodorean. Este o dimineață cu brumă. Peste frunze galbene și roșii se vede cerul albastru cenușiu. Cântă cocoșii. Fănuță merge bocănind spre școală. Are ghiozdanul în spinare. Înăuntru se află caietul și creioanele. Sunt săltărețe și gălăgioase. Mama îl privește cu drag. Răsună curtea școlii de atâtea glasuri vesele și subțirele. Clopoțelul acoperă larma. Copiii își caută voioși noile clase. Doamna îi privește cu ochi calzi. Bună dimineața, copii! Soarele parcă strălucește mai vesel acum. Ce vom învăța anul acesta? Se întreabă Fănuță. Înțelegem textul. Alege răspunsul corect. Ce se întâmplă, când se întâmplă faptele povestite? Când se întâmplă faptele povestite, avem trei variante de răspuns. A. Vara, în ultima zi de școală. B. Toamna, în prima zi de școală. C. Toamna, într-o zi de școală obișnuită. Răspunsul corect este B. Toamna, în prima zi de școală. Ce simt copiii aflați în curtea școlii? Copiii aflați în curtea școlii simt A. Bucurie, B. Tristețe, C. Teamă. Răspunsul corect este varianta A. Bucurie. Cum îi întâmpină doamna învățătoare? A. Cu gălăgie. B. Cu veselie. C. Cu bunătate. Răspunsul corect este varianta C. Cu bunătate. Ce observăm în prima imagine? Observăm un băiețel care merge la școală împreună cu un părinte, nu știm dacă e mama sau tata, doar vedem că îl ține de mână pe copilaș. Ce are copilul în spate? Are un ghiozdănel. Vocabular. Brumă, strat fin de cristale de gheață, care se formează în nopțile reci de toamnă. Larmă, zgomot mare, gălăgie. Acum trecem la pagina următoare, aceasta, și lucrăm exercițiile începând cu lucrăm împreună. Mi zice lucrează împreună cu colegul de bancă, dar noi o să lucrăm cu toții împreună. Exercițiul 1 ne spune să citim în șoaptă, dar noi am citit deja. 2. Trebuie să povestim colegului ce am înțeles fiecare dintre noi. Și 3.
De ce soarele pare mai vesel după ce vorbește doamna învățătoare? Soarele pare mai vesel după ce vorbește doamna învățătoare, pentru că aceasta le-a vorbit copiilor cu bunătate. 4. Ce crezi că vei învăța anul acesta? Scrie ideile tale prin bilețel colorat, mă rog, noi le scriem pe orice fel de foaie doriți voi. Eu cred că anul acesta vom învăța lucruri noi care ne vor îmbogăți cunoștințele. La fiecare obiect vom mai învăța câte ceva față de anul trecut. 5. Imaginați-vă că aveți un coleg nou și faceți cunoștință. Bună! Eu sunt Ionuț. Sunt elev în clasa a 2B și am 8 ani și jumătate. Materia mea preferată este limba română, dar îmi plac și matematica și limba engleză și câte puțin celelalte obiecte de studiu. Tu cum te numești? Și care este pasiunea ta? Exersează. Exercițiul 1 de la Exersează zice așa: transcrie din textul citit enunțurile în care se vorbește despre toamnă. Eu doar am să vi le citesc, iar voi le veți scrie. Enunțurile în care se vorbește despre toamnă sunt: este o dimineață cu brumă. Peste frunze galbene și roșii se vede cerul albastru cenușiu. Găsește în text cuvintele care au legătură cu activitățile de la școală, scrie-le în caiet. Acesta este exercițiul 2. Haideți să vedem. Cuvintele care au legătură cu activitățile de la școală sunt școală, ghiozdanul, caietul, creioanele, curtea școlii, clase, doamna, vom învăța. 3. Scrieți 3 enunțuri despre școală. 3 enunțuri despre școală sunt: fiecare om trebuie să meargă la școală ca să învețe să scrie, să citească, să se comporte în societate, ca să se întâlnească cu noi prieteni. Un alt enunț despre școală este: în cartierul nostru s-a construit o școală nouă. Al treilea enunț despre școală: elevii vin cu drag la școală. Ce observăm în această imagine? O fetiță mai mare și un băiețel mai mic. Ei s-au întâlnit pe drumul spre școală. Ce au fiecare? Fiecare dintre ei are în spate un ghiozdănel, iar în mânuță băiețelul are un caiet, iar fetița are într-o mânuță câteva creioane colorate, iar în cealaltă mânuță niște cărți și caiete, care probabil că nu i-au încăput în ghiozdănel. Ce vedeți în această imagine? În această imagine vedem două ghivece cu plante. Plantele, ca și copiii, vin cu bucurie la școală pentru că atunci când dau lumină, apă și iubirea copiilor, cresc repede, mari, frumoase și vesele. Alături de cele două ghivece albe, întâlnim un caiet deschis pe care este un stilou. Ce simbolizează toate acestea?
Ghivecele de culoare albă simbolizează puritatea, speranța, curățenia sufletească. Caietul deschis, pe care nu scrie nimic încă, simbolizează dorința de cunoaștere și faptul că acest caiet va fi plin de exerciții și lecții la un moment dat. Iar stiloul este obiectul pe care îl folosim ca să scriem. Vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut lecția, lăsați un like și vă aștept și la alte lecții. Vă rog să vă abonați ca să putem învăța în continuare gratuit. La revedere!